Miercuri de la ora 15, e mult așteptatul duel cu Universitatea Cluj. Cu ce gânduri abordați acest joc? În primul rând cu gânduri să jucăm bine, să facem ce știm mai bine, să fim o echipă, să fim unite, pentru că asta este ceea ce, cred că atuul nostru, fiind o echipă, ne ajută să aducem în fiecare meci ceea ce ne dorim, să punem în practică ceea ce ne antrenăm în timpul săptămânii. Va fi un meci frumos, un meci dificil, dar cred, cum am mai spus, că pentru asta practicăm acest sport, pentru meciurile astea puternice și cât de cât frumoase. Așteptați și susținerea publicului, cu siguranță acasă sunteți invincibile. Da, contează foarte mult publicul, contează ca lumea să ne susțină și, cum am zis, contează ca lumea să vină pe stadion și să pur și simplu să vadă ceea ce noi putem face și să ne aprecieze pentru ceea ce facem noi, nu să facă nicio diferență între noi și băieți. Cum vezi tu acest duel? Da, cred că o să fie pur și simplu un derby, care sper ca cea mai bună să câștige. Noi o să jucăm acasă, unde acasă e foarte greu să fim în frânte. Așteptați și susținerea publicului? Da, îi așteptăm un număr cât mai mare, pentru că prezența lor contează și o să ne ajute foarte mult.